Clujul îmbracă haine de sărbătoare. Peste 100 de activități culturale-artistice vor avea loc în această săptămână, în cadrul zilelor Clujului. În cadrul evenimentelor sunt organizate programe pentru toate vârstele. Patru zile, orașul Cluj-Napoca va fi mai colorat ca niciodată. Organizatorii au pregătit și pentru acest an diverse activități cultural-artistice, desfășurate în centru, dar și în cartierele municipiului. Startul oficial se va da odată cu parada zilelor Clujului. În cadrul zilelor Clujului va putea fi urmărit cel mai mare sincron de dans realizat vreodată în România. Peste 2000 de tineri, elevi și studenți din Cluj-Napoca vor dansa împreună vineri. Aceștia se pregătesc intens pentru recordul național. Vor lipsi nici concertele. Artiști de toate genurile vor urca pe scenele amplasate în mai multe zone din oraș, iar în Piața Unirii vor concerta Lidia Hojda, trupa Hara și Lidia Buble, așteptată de sute de fani clujeni. Mă cerc, mă cerc, mă cerc, tu ceartă-mă, că eu te iert și crede-mă, tu ești tot ce am în lumea asta prea mare. Dan Bălan ajunge în premieră la Cluj-Napoca. Artistul promite un adevărat spectacol la zilele orașului. Seria concertelor de vineri seara va fi încheiată de trupa Vama. În cele patru zile de sărbătoare vor mai avea loc spectacole folclorice, o seară de muzică clasică, jazz și multe alte activități creative.